vă rugați să se întâmple ceva rău în municipiul Brăila, ca să trimiteți un comunicat de presă sau să criticați pentru orice activitate a primarului. Când cade o creangă în viziunea dumneavoastră, primarul e vinovat. Când apare o groapă, primarul e vinovat. Când se asfaltează, tot primarul e vinovat. Când nu se asfaltează, tot primarul e vinovat. Și toată această atitudine a dumneavoastră este doar pentru a căuta motive de cică contra, ca să criticați de fiecare dată, indiferent dacă se întâmplă sau nu se întâmplă, un om. Pe primarul Dragomir. Acum știți cum e? Această politică a dumneavoastră de gică contra nu este benefică. Eu vă spun sincer, noi nu practicăm și indiferent dacă vom fi la putere sau în opoziție mandatul viitor, această atitudine distructivă, critică, nu o să o facem niciodată. Ne întrebați la fiecare ședință, da, ce am făcut, da, acolo cum e, da, dincolo cum este. Să știți că la un moment dat se învârte roata. Și pot să vă întreb și eu, dumneavoastră, de când sunteți consilier, concret. Da, concret, că de vorbă suntem sătui cu toți. Comunicate de presă, luăm o foaie, scriem două rânduri sau punem pe cineva, dacă nu ne pricepem, și îl trimitem. Dar concret, domnilor consilier, ați făcut ceva în acești ani pentru locuitorii din Brăila, care v-au votat într-un număr mai mic, dar v-au votat, v-au trimis aici. Veniți la ședințe de consiliu, sunteți împotrivă. Vreți desființarea zonei libere Brăila, domnilor consilieri? Dar apoi, vă propuneți în comisiile de licitație. Păi ori vreți să o desființați, ori nu vă mai propuneți în consiliile de administrație. Care este logica? Că zic unii că sunteți după aceea de râsul plânsul. M-am uitat mai devreme, în acest răstimp, pe structura zonelor libere din România, care a rămas aceeași din 1992, de la înființare, până în prezent. Știți, domnule consilier PNL, care ați propus desfințarea zonelor libere, că 4 dintre ele sunt în orașe cu primari PNL? Și ei nu propun desfințarea zonelor libere. Și ei au consilii de administrație. Și ei au structuri. Și nu le mai propun la desfințare. Dar mai știți, domnule consilier, că la Brăila 4.007 angajați își desfășoară activitatea în mediul privat la societățile din zona liberă pe care dumneavoastră vreți să o desființați ca să dispară facilitățile de zonă liberă? Știați acest lucru? Vă rog eu frumos, nu mai veniți cu această politică a lui Gică contra de fiecare dată în Consiliul Local. Dacă doreați într-adevăr ceva dincolo de spectacol politic în Consiliu, m-ați fi căutat și mă găseați la primărie. Ați fi întrebat la comisie. Ați fi solicitat să se modifice ceva. Să discutăm. Dumneavoastră ați văzut doar un spectacol, să veniți în Consiliul Local, să vă vadă lumea cum vorbiți la microfon. Și ați vorbit de v-ați făcut de râs.